În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinților mari, dascăle lumii și erari, rugați-vă de Dumnezeu pentru noi. Ar fi rugăciunea cea mai simplă și mai frumoasă și mai scurtă și mai la obiect. Apomenirea acestor trei mari părinți capadocieni. Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigorie de Dumnezeu Cuvântător, supranumit și teologul sau patriarh de Constantinopol. Evanghelia care s-a citit astăzi la strană nu pune atât de mult accent numai pe un anumit fel de sfințenie. Sărbătoarea de astăzi prezintă modelul absolut de erarh care i-a lăsat Hristos în biserica sa. Dacă ne uităm în tot sinaxarul ortodox și în tot calendarul ortodox, vom vedea că este presărat cu pusnici, cuvioși, mucenici, sfinți mucenici, sfințiți mucenici și erari și mărturisitori. Vasile, Grigorie și Ioan sunt capodopera, dacă vreți, sau coroana întregii Sfintei Treimi în ceea ce privește lucrarea duhovnicească prin adâncimea teologică a Sfântului Grigorie, la început părută și tratată cumva la oarecare lipsă de cunoaștere datorită înălțimii teologiei sale, Ioan Gură de Aur, cel mai mare traducător al scrierilor Sfintei Scripturi și cel mai mare ritor al timpului său și până în zilele noastre, inegalabil, de necontestat și de neajuns ca putere în cuvânt și ca lucrare, iar Vasile cel Mare, pe de o parte, ierarhul absolut, mărturisitorul absolut, făcătorul de minuni absolut, organizatorul și administratorul absolut al Bisericii, prin lucrarea filantropică, prin lucrarea administrativă și ordonată a Bisericii și prin puterea de pătrundere în lucrarea lui Dumnezeu, datorită minunilor săvârșite în timpul vieții. Biserica imănunchează în urma unei întâmplări foarte minunate, în timp ce Ioan Episcopul Evhaitelor avea mare evlave la toți trei, fiindcă îi cunoștea, într-una din nopți în visele sale i s-a arătat Sfântul Vasile, Grigorie și Ioan și a spus așa, spune oamenilor să nu ne mai împartă în cete. Oamenii se împărțiseră deja între ioaniteni, grigoriteni și vasilieni. Și a spus, noi în fața Sfintei Treimi una suntem. Episcopul a propus sinodului și a spus tuturor episcopilor din prejur, au ales ziua de 30 pentru că înseamnă 3, au ales 0 acela al zilei de 30 care spune că unul a adus 10 boabe, altul 30, altul 60, altul 100, dar 0 acela înseamnă infinitul și au mănuncheat pe cei trei mari dascăle biserici într-o singură sărbătoare numită a Sfinților Trei Erari. Și iată cum îi încurunează Evanghelia de astăzi în cuvinte simple. Voi sunteți lumina lumii. Vorbim de lumina divină, și a zis Dumnezeu să fie lumină. Vorbim de lumina revelației, deci cunoașterea Sfintelor Scripturi prin descoperirea și învățătura și prezența Mântuitorului Iisus Hristos prin actele de la întrupare până la pogorirea Duhului Sfânt, respectiv înălțarea ca ultim act suprem cu chip văzut al lui Dumnezeu și cu trup. Și apoi vorbim de lumina cunoașterii din citirea Sfintelor Scripturi. Cercetați Scripturile că în ele aflați viața veșnică. Apoi vorbim de lumina înțelepciunii, când omul este luminat și revelat de Duhul Sfânt. Și aici găsim tălcuirea Evangheliei de la Matei a Sfântului Ioan Gură de Aur în integritate. Epistolele Sfântului Apostol Pavel, cele 14 ștăvite epistole, tălcuite de Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl găsim pe Grigore, teologul, ca lumina dogmei și descoperirii Sfintei Scripturi, în care ce face? Participă la sinodul II ecumenic și ajută, sau este de față, la întregirea crezului cu Atanasie cel Mare, care la primul sinod era de-abia diacon, și întregesc dogma crezului ortodox de la și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Noi știm că avem Dumnezeirea Tatălui, Dumnezeu Tatăl,
avem Dumnezeirea Fiului, ipostasul Fiului sau Cuvântul întrupat suprem din Fecioară și teologia Duhului Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci, Împărate Ceresc, Mânghietorului, care prin de ești toate nebunea, fristiera al bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sărășești noi, curățește toată spurtăcinea și mântuiește sufletele noastre. Și-l avem pe Vasile cel Mare cu una din cele mai înalte lucrări ale timpului său, crescut în școlile păgâne, Eumu și Aristobul, cei doi mari oameni grei ai timpului lor, care atunci când a vorbit Vasile, au spus, când vorbește Vasile, vorbește Dumnezeu. Ori vorbește Dumnezeu, ori vorbește Vasile, este același lucru. Atât de înaltă era teologia. Și scrie una din frumoasele cărți, numită Hexaimeronul sau Facerea Lumii în 6 zile. Această carte o găsim astăzi în colecția patristică a părinților bisericești, numită Omilii la Facere. O vom găsi tâlguită și de Sfântul Ioan Gură de Aur, tot din Cartea Sfintei Scripturi, tot Omilii la Facere. Iar la Grigore Teologul vom găsi despre teologia Duhului Sfânt. Imnele divine ale iubirii, greu înțelese, cercetate de lung, de protestanți, de Biserica Apostolului, care numai după ce au înțeles cât de înaltă este teologia, s-au adunat toți dogmatiștii lumii și toți teologii înalți, noi clasificăm rapid lumea și cu păruta noastră prostie și îngustimea minții, imediat clasificăm toți sunt dragi și numai noi suntem perfecți, toată lumea are suflet viu și gândește din lucrarea proniei divine, și acești mari teologi ai lumii au făcut adevărate dezbateri, adevărate cercetări, adevărate constatări pe litere și au ajuns la concluzia că, într-adevăr, Grigore Teologul, de aceea și-a purtat numele de Grigore Teologul, el fiind fiul Sfântului Grigorie de Nazianz, tatăl său, care a păstorit peste Nazianz, iar dușmanii lui, ca să-l batjocorească și să-l umilească, foloseau acest termen, Grigore din Nazianz, adică ca și cum nici n-ar fi fost vreodată patriarh de Constantinopol. Numai că Grigore, văzându-le mârlănia și mizeria sufletească, s-a retras din scaun și a lăsat, luați-vă biserica, faceți boș cu ea, eu slujesc pe Hristos, nu prostie omenești. Și spune că în una din cuvântările sale, atunci când Grigore era la o sărbătoare a Paștelui, trebuiau să sărbătorească învierea lui Hristos, atunci sunt toate ale bucuriei, toate ale omenii, toate ale iertării, au venit dușmanii care nu al unui oarecare Apolinare, care avea și ăla niște nebunii în cap, și au început să arunce cu pietre în credincioși și în episcop. Și atât de mult l-a dezgustat lucrul acela, încât a hotărât să nu mai trebuiască scaunul și a părăsit scaunul. Și a spus așa, dacă Ioana s-a aruncat în mare și s-a potolit marea, de ce nu aș arunca eu în marea lumii acestea să vă vedeți voi de treaba voastră și să aveți liniște? Noi citim astăzi o carte despre acel frumos episod numit Vultul Urămit. Vultul înseamnă teologia cea mai înaltă, îl vedem la evangheliști la cele 4 colțuri, ouul, vițelul, vulturul și îngerul. Și de aceea el și-a purtat și și-a dus cu demnitate numele de supranumit teolog. Mai avem Ioan teologul, Simeon, noul teolog, marele Simeon cel care este ucenicul Sfântului Simeon cel Evlavios, care scrie și el Imnele Iubirii și Grigore Teologul. Și am voi putea vorbi și de Părintele Stăniloae Teologul, care e românul nostru consacrat, cu care uneori ne rușinăm, mai degrabă folosim 10 nume într-o bibliografie de nume din astea străine, din străinătate, decât să folosim termenul de Dumitru. Păi sună prea ca la țară, prea simplu, numai că teologia lui depășește granițele oricărei lumi, este tradus în multe alte limbi. De ce v-am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că acești 3 ierarhi au avut rolul fundamental de a păstra credința. Grigorie și cu Vasile sunt exact în timpul cel mai periculos al arianismului, când Dumnezeirea Fiului era atacată de arii și de toți componenții lor, că erau și arieni și semi-arieni și alte drăcovenii. Grigorie participă la întregirea crezului de credință de la Dumnezeirea Duhului Sfânt, care, și într-un Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, este argumentul forte și dogmă, care stă împotriva acestei inovații florentine, de la Sinodul Ferrara Florența, numit și tâlhăresc, al punctului florentin, că Fiul ar purcede,
Duhul ar curcede și de la Fiul, mă rog, susținută de Biserica Cultului Romano-Catolic, e privința și problema personală a Bisericii și a cultului dumneavoastră. Și Ioan Gură de Aur, care este, dacă vreți, păstorul cel mare al Bisericii sau gura și trâmbița Duhului Sfânt, pentru că cu o zi, două înainte s-a sărbătorit și Sfântul Efrem Sirul, alt mare dascăl al pocăinței sau har a Duhului Sfânt, și el este un dascăl al pocăinței și al corectitudinii. Ce este interesant? Este interesant că atunci când a fost adus înapoi, aduse moaștere înapoi în Constantinopol de Teodose al II-lea, fiul Evdoxiei și al lui Arcadie, parcă. Deci, ce se întâmplă? I-au adus moaștere în biserică și spune din Vețile Sfinților că atunci când el a fost exilat, mormântul Evdoxiei, care l-a scos prin putere împărătească și prin decrete regale, a început să tremure, ca și cum ar fi un cutremur în biserică, le este de-a n-avea stare, ca o oală la fier. Când a intrat în biserică moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, în clipa respectivă, mormântul a început să salte mai puțin. La slujba de vecernie, când episcopii erau în biserică și au început să preamărească lauda de seară, privegherea slujbei de seară, înainte episcopul se îngropa în scaun, acum se pune în sicriu, ca și omul de rând. Înainte se îngropa într-un arhieresc în toate veșmintele. Când l-au pus pe Sfântul Ioan Gură de Aur în fața Sfintelor Ruși, mâna a binecuvântat și a spus pace tuturor și s-a oprit neliniștea mormântului și a fost iertată și Evdoxia împărăteasa, care s-a simțit lezată pentru că făcuse niște statui prin Constantinopol și era puțin înclinată la nebuniile ei lumești, la toate figurile împărătești care le avea ea ca femeie și știți proverbul la popularul neșboagă, câteodată femeia coada dracului mai e nevoie să fie prezent. Ea a făcut foarte rău ceea ce a făcut, dar din demnitatea că era împărăteasă n-a putut nimeni să-i combată acea eroare și împăratul, la presiunea împărătesei, a dat voie ca Sfântul să fie exilat undeva prin pont la Marea Neagră, cu Cuze, Comane, zona. Dar el s-a dus acolo și acolo și-a și găsit sfârșitul. Nu la o vârstă prea înaintată de tânăr și Sfântul Ioan Gură de Aur moare tânăr și Sfântul Grigore moare tânăr până în 60 de ani și Sfântul Vasile până în 50 de ani, cred că 49 de ani. V-am amintit acest lucru că ei rămân lumina lumii, că de 2000 de ani, ca-i pomenim în biserică, de la 379, când moare Vasile cel Mare și până astăzi, ca să 1600 de ani de sfințenie acestor mari sfinți, care au stat și au vegheat la temelia și la rădăcina bisericii cu învățătura și scrierea. Nu sunt unici. Avem pe Clement Roman, avem pe Ipolit Roman, avem ierarhi, Haralambie și mulți alții sunt suficienți ierarhi mărturisitori, dar la momentul de față, Vasile Grigore și Ioan sunt cununa teologiei. Ei de aceea și păstrează această demnitate de patroni spirituale, adică de sunt sfinții hramurilor tuturor institutelor care au învățământ școlar teologic, fie seminar, fie teologie. Spune mai departe aici că nu poți să ții o lumină sub obroc, ci trebuie să o pui totdeauna în sfeșnic să lumineze tuturor. De ce folosește biserica termenul de sfeșnic, lumină pusă în sfeșnic, când poate să ia într-un perete, nu într-un locaș să facă lumină? Arătând că lumina nu poate fi decât sfântă. Dincolo de lumină nu există întuneric. Asta este marea taină. Deci dacă ai lumină în minte, nu poți merge în întuneric. Dacă ai lumină în gânduri, nu poți merge în întuneric. Dacă ai lumină în inimă, nu poți merge în întuneric. Dacă ai lumină în suflet, nu poți merge în întuneric. Și am să vă explic aceasta simplu din terminologiile teologice. Luminătorul trupului este ochiul, iată prima lumină din sfeșnic. Luminătorul sufletului este mintea, iată a doua lumină din sfeșnic. Și că dacă ochiul tău este curat, trupul e curat. Dar dacă întunericul din tine e lumină, ce faci? Cu cât mai mult întuneric. Deci, ce spune Grigore Palama? Luminează întunericul inimii mele. Ce spune Simeon Nou Teolog? Luminează întunericul minții mele. Deci, iată, vedeți, lumină, 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 lumină. De ce spune că făclia trebuie să stea pe o cetate
care să stea nu ascunsă, ci pe munte. De ce vorbește de munte și de cetate? Întotdeauna cetatea înseamnă fortificare și apărare. Odată. Și dacă deschidem psalmii lui David, ce găsim scris? În dimineața am ucis pe toți păcătoșii pământului, să nu stăpânească în cetatea Domnului cei ce lucrează fără de lege. Cine e cetatea? Mintea. Cine sunt gândurile? Ostașii. Cine este trezvia? Sulița care ucide dracii. Vedeți ce simplu. Dar acestea se tâlcuiesc și nu se citesc. Și acum trece mai departe la a doua etapă, să așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să fie văzute faptele voastre cele bune, ca să fie slăvit Tatăl vostru cel din cer. Deci ce înseamnă lumină? Înseamnă faptă. Ce înseamnă lumină? Înseamnă artă. Ce înseamnă lumină? Înseamnă voință. Ce înseamnă lumină? Înseamnă lucrare. Ce înseamnă lumină? Înseamnă creație. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Și a văzut Dumnezeu că lumina este bună și bună foarte. Și a văzut Dumnezeu că pământul e bun și apele sunt bune și animalele sunt bune și păsările și toate și la urmă l-a făcut pe om. Și ca să aibă și el lumină, că era lumină din lumină, așa spunem în crez, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină este în Tatăl, lumină este în Fiul, lumină este în Cuvânt, că prin Cuvânt toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut din câte s-au făcut. Dar cum putea omul o bucată de lut negru, plămădit cu mâinile și Dumnezeu suflecat amestecându-l, dând trupul și forma omului cu vine, cu oase, cu tot, ca să arate normal să aibă lumină? A trebuit izvorul luminii să sufle în el lumină. Și s-a plecat asupra omului Dumnezeu și a suflat suflare de viață. Deci ce este lumina? Viață. Ai soare, ai hrană, ai plante, nimic nu crește fără lumină. Bagă totul la întuneric și închide, totul se îngălbenește, se vestejește și sufsucă. Bagă-l pe om la întuneric și îl omori. Ține-l pe om la lumină și îl tratezi de orice boală. Cum e proverbul popular, dacă nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe ușă. Uitați, prima formă de lumină, asta flexibilă, văzut-o cu ochiul liber, din foton. Dar aici mai vorbim și de lumina faptelor bune. Faptele fără lumină sunt moarte. Și nu sunt din credință. Iar dacă credința nu are fapte, este moartă și ea. Deci ce avem nevoie de creștini în lumină, umblați în lumină cât aveți lumina la voi, căci cel ce umblă lumină știe unde merge, și fiți fii ai luminii, nu umblați în întuneric ca fiind întuneric. Vedeți? Ne arată că există un întuneric în care există și fii ai lui. Mergeți în focul cel veșnic, gătit vouă, satanie și slugilor lui. Le spune celor de-a stânga care sunt întunecați și nu strălucesc ca cei din dreapta. Drepții vor străluci ca soarele. Deci atât o lumină din lumină. Lumină din lumina lui Dumnezeu. Când se potrivesc luminile, se amestecă și se combină. Cu un chibrit prin 10.000 de lumânări și aceeași lumină și dintr-un chibrit sau cu o lumânare sting toate cele 10.000 de lumânări și pot să las o singură lumină. Dar e tot lumină din prima lumină. Spune în final Evanghelia și nu vreau să vă țin mai mult, să nu socotiți că am venit să stric legea sau prorocii. Deci Hristos este ceva controversat în lumea Vechiului Testament, dar el spune, eu am venit doar să le primenesc, să le prefac, să le împlinesc, să le desăvârșesc. Și ne dă nouă o explicație foarte simplă, care trebuie să o băgăm la cap. Eu am comentat-o zilele astea într-o problemă. Adevărat, adevărat vă zic vouă. Înainte de a trece cerul și pământul, o iotă sau orice din lege, nu trece până nu se împlinesc toate. Cei care râd de Sfânta Scriptură, să râdă sănătoși și sunt liberi să facă. Dar să nu uitați proverbul, că cine râde la urmă, râde mai bine. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Deci nu aici. Aici și râzi cum vrei și cât vrei. Râzi cu cine vrei și de cine vrei. Râzi cum îți place și de cine îți place. Dar acolo drepții se veselesc. Și în viață, veseliți-vă dreptul de Domnul și de auzul Domnului să vă teme. Grigore, batjocorit, Vasile cel Mare, prigonit, Ioan Gură de Aur, prigonit. Ei s-au veselit în Domnul. Astăzi sunt viși pe buzele tuturor. Câte mii de oameni nu poartă numele acestor mari erari? Câte biserici nu poartă moaștele lor? Câte biserici nu poartă hramurile lor? În tot pământul e și vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor.
Și spune că până nu se vor împlini toate. Ia că toate se împlinesc. Tot ce a fost scris de Dumnezeu despre acești mari sfinți s-a dat la vedere. Spune mai departe Sfânta Scriptură în încheiere, cine va strica una din porunci, mic este înaintea oamenilor. Dar cine va învăța greșit și nu va învăța ce trebuie, tot mic este înaintea oamenilor. Dar cel ce va învăța și va face ceea ce învață, vedeți ce interesant, aștia au și făcut ierarhia aștia, aceia mari se vor chema în Împărăția Cerurilor. Deci ce concluzie ne lasă Evanghelia? Că dacă Vasile, Grigorie și Ioan ar fi fost doar niște buni scriptologi și scribi, ar fi stat prin niște biblioteci, serviți cu cafea, pe paturi moi, cu lumină, cu lămpi speciale, cu scaune ergonomice și n-ar fi fost deranjați că sunt oamenii Duhului Sfânt. N-ar fi fost ceea ce sunt astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur a mâncat pâine de ors, se lega de mâini și de poți, dormea în picioare, în funii, cât adormea și când se trezea scria, îi șoptea la ureche Sfântul Apostol Pavel, așa cum spune ucenicul lui de la ușă. Grigorie vorbea cu Dumnezeu și făcea imne de iubire. Și spune că atât de frumos scria și vorbea Grigorie că și păsările se opreau din cântat ca să-l asculte. Vă dați seama cam ce mistică și ce trăie. Iar Vasile era atât de renumit și era atât de mare în patria sa, încât chiar Dumnezeu i-a ascultat cuvântul și i-a deschis biserica când arienii a luat-o cu forța. Așa că dacă acești sfinți n-ar fi fost sfinți și n-ar fi fost cu adevărat ierarhi, noi n-am fi vorbit astăzi de ei în biserică. La toate reclamele false sau la proastele reclame sau la proastele invenții artificiale făcute de om sau pseudo-sfințenii, să fiți puțin mai relativ, puțin mai sceptici, puțin mai convingători. Pentru că noi, bietul popor român, deși avem 20.000 de preoți, 20.000 de biserici în țara asta și poate câteva sute de mănăstiri, parcă avem o înclinație deosebită spre ceea ce înseamnă magia albă, magie neagră, vrăjitorie, chiromanție, cafea, cărți, tarot și alte prostii, zodiace și alte... Aceea nu-i ortodoxie. Treziți-vă și nu o mai luați. Au început să apară și este o modă. Acum să apară tot felul de, nu știu cum se numesc ei, ești, nu poți să le spui guru, că nu-și spun guru. Sunt un fel de terapeuți, ca să folosesc termenul, dacă ar fi să-l spun corect sau incorect, care acum ei te învață să mergi la biserică, ei te învață să te închini, ei te învață să te spovedești, ei te învață să te rogi. Bun până aici. Dar dacă tu ai preotul în fața amvonului care te cheamă la liturghie și la împărtășanie, și trebuie să spui Baba Vanga și cu Moș Ion și cu Țața Ileana și cu Tușa Mărița din capul satului care s-a uitat în cafea și în zodiac că tu ai nevoie de biserică, ci trebuie să spună dracu că există Dumnezeu. Treziți-vă până nu-i prea devreme sau treziți-vă până nu-i prea târziu. Toți care poartă numele de Grigorie, Vasile și Ioan și toate derivatele lor să fie păziți, binecuvântați, ocrotiți, sub umbra și puterea acestor mari erari și un sincer și curat la mulți ani. Doamne ajută și binecuvântare la Domnul Dumnezeu!